Astăzi, la Șahul de Poveste, vorbim despre marele maestru Wesley So. De origine filipineză, acesta reprezintă Statele Unite ale Americii începând cu 2014. Wesley So s-a născut pe 9 octombrie 1993 în Filipine și a început să se dedice șahului la vârsta de 6 ani, demonstrând un talent excepțional. Avea mai tot timpul o tablă de șah asupra sa și îi provoca pe vecini la partide. La 10 ani a devenit campion național la categoria sa de vârstă în Filipine. În 2007, la vârsta de 14 ani, o lună și 28 de zile, a devenit cel mai tânăr mare maestru al șahului din lume la acel moment. Un an mai târziu, în 2008, Wesley So a stabilit un nou record, devenind cel mai tânăr jucător care a atins pragul ELO de 2600, depășind recordul deținut anterior de Magnus Carlsen. În 2009, el avea cel mai mare scor ELO dintre toți jucătorii de șah sub 16 ani, iar începând cu vârsta de 20 de ani, joacă pentru Federația Americană. În 2017, a devenit al 11-lea jucător din istorie care a atins impresionantul prag ELO de 2800 la șah clasic. Wesley So a câștigat de 3 ori titlul de campion al Statelor Unite în anii 2017, 2020 și 2021. De asemenea, a obținut victoria în puternicul turneu Tata Steel din 2016 și a fost marele câștigător al circuitului Grand Chess Tour în 2016 și 2021. Pe lângă performanțele sale remarcabile, Wesley So este cunoscut și pentru natura sa prietenoasă, fiind întotdeauna dispus să ofere autografe fanilor săi sau să se fotografieze cu aceștia. Datorită rezultatelor constante, el a urcat în clasamentul mondial și a ajuns să fie clasat în top 10, ocupând chiar locul al 2 la un moment dat. În prezent se află pe locul 8 în clasamentul mondial la șahul clasic, având un scor ELO de 2765. La primele două etape Grand Chess Tour de anul acesta, desfășurate la București și Varșovia, Wesley So a avut o evoluție constantă și pare hotărât să câștige și de această dată marele premiu al circuitului. Iar între timp, chiar în această săptămână, Wesley So a avut o evoluție excelentă la prestigiosul turneu intitulat Norway Chess, unde s-a confruntat cu unii dintre cei mai buni jucători de șah din lume, printre care tânărul uzbek Nodirbek Abdusatorov. Acesta a câștigat turneul de blitz din Norvegia, dar a fost învins cu 3-0 de Wesley So în rundele de șah clasic din 6 iunie.